vă luptați pentru asta? De 10 ani. Când încă nu se pomenea în concluziile Consiliului European despre Republica Moldova. Este o zi în care vedem împlinit un efort politic la nivel european, dar în același timp, și asta e de remarcat, efortul pe care l-au făcut moldovenii. Guvernul lor a început filat un proces foarte inteligent, că a pus vizele întâi și pe urmă asocierea și acordul de liber schimb, și sunt singurii care au obținut și una și alta până la ora asta. Deci am avut ce susține. Filat a început, Leanca a continuat și noi am susținut. Mergeți în Republica Moldova să sărbătoriți? Nu. N-am niciun aranjament de genul ăsta. La revedere! La revedere, mulțumim!